Bună ziua și bun găsit la canalul meu de YouTube, Oracolscope by Mary. Am ajuns și la ultima zodie care încheie seria citirilor pentru luna aprilie 2018. Zodia Capricorn, zodia care este de pământ și începe din data de 21 decembrie și ține până în 19 ianuarie. Înainte de a începe, doresc să vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și să urez bun venit noilor abonați. După cum știți, pentru această citire folosim setul de cărți, acesta pe care îl avem aici în față, The Romance Angels, Oracle Cards, care a fost creat de Dorin Virtue și este destinat iubirii, dragostei și relației de cuplu. Vedem în continuare care este cartea care dorește să ne vorbească pentru voi, Capricorni, pentru luna aprilie 2018, ce reprezintă ea și ce mesaj are de transmis. Această carte este: meriți dragoste, meriți iubire. Ești adorabilă, ești foarte iubită. Îngerii iubirii te încurajează în căutarea marii iubiri, anunțându-te că meriți acest lucru. La fel ca și noi toți, și tu, fiind copilul lui Dumnezeu, ești adorabil și iubit. Ai dreptul să fii tratat cu blândețe și respect de toți cei din viața ta. Dacă în trecutul tău ai avut parte de experiențe neplăcute și dure, poate că te-ai învinuit și ai simțit că nu meriți să primești afecțiune. Această carte dorește să te asigure că meriți afecțiune și respect. Ești o persoană minunată, creația Domnului, indiferent de ce spun sau fac unii și indiferent de ce s-a întâmplat în trecut. Lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi niciodată anulată. Cu cât afirmi mai mult sunt iubită, sunt adorabilă, iubesc și sunt iubită, cu atât mai mult atragi aceste experiențe către tine. Afirmațiile te ajută să crezi în adevăruri spirituale adânci la nivelul inconștienței. Aceasta, la rândul său, îți permite să atragi oameni iubitori, relații potrivite și circumstanțe pozitive. Și cu siguranță meriți acestea toate. Cam acestea au fost recomandările pentru voi, Capricorni. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă rog să dați un like dacă v-a plăcut și să vă abonați. Până data viitoare, vă doresc multă iubire și înțelegere. Numai bine!